În timp ce autoritățile statului susțin faptul că doresc binele românilor, în același timp guvernanții închid micile afaceri. Activitatea sălilor de fitness se suspendă în localitățile unde rata de infectare cu COVID-19 este mai mare de 4 la 1000 de locuitori. Oare acestea reprezintă un pericol? Raed Arafat, secretarul de stat, a anunțat că activitatea sălilor de sport și fitness se suspendă în localitățile unde rata de infectare cu COVID-19 este mai mare de 4 la 1000 de locuitori, măsura încetând atunci când incidența scade sub 3,5. Această decizie a creat multe controverse în rândul iubitorilor de sport și antrenorilor de fitness din cauza faptului că pentru magazine se aplică altă regulă. Un an de zile, de purtat masc de respectat reguli, de dezinfectare, de distanțare socială, de triaj în sală, vedem că am ajuns de unde am plecat. Sincer, nu știu ce fel de specialiști au luat astfel de decizii. Pentru că arătați -mi și mie un specialist, un medic, care spune că sportul îți dăunează sănătății. După cum vedeți, sau mă rog, nu ați observat dumneavoastră că n-ați venit despre noi, numărul clienților în sălile de fine a scăzut la jumătate față de ce era dinainte de pandemie. Fiecare e liber, ori să vină, ori să nu vină la sală. Fiecare alege. Deci, după ce când au scăzut numărul de, de, de clienți, acum la o incidență de 4 la mie, vor să ne închidă. Când, înainte de alegeri, când erau 10.000 de cazuri pe zi, 2.000 la terapie intensivă și 5, și ceva în turnul severin, atunci eram bun să le avem deschise. Alex Vașcu deține o sală de fitness în drobeta Turnul Severin. 50 de persoane este numărul maxim de clienți pe zi și, bineînțeles, nu toți în același timp. Oare cât de mare este posibilitatea de infectare? În timp ce în supermarketuri circulă mii de oameni zilnic. Dar cum vedeți și noastră, în spatul acesta de 300 de metri pătrați aproape, mai mult de 50 de clienți pe zi, adică în 14 ore, nu vin. Pe când într-un magazin orice magazin care vreți dumneavoastră, pe oră, du-te la ora 9, mă duc să-mi iau o sică de apă, mă uit pe bun ce număr are și mă duc și de seara înainte de ora 9 și văd pe bun. Sunt câteva mii care au ajuns. Care este raționamentul? Deci nu ai cum. Și toate studiile au arătat că în sălile de fitness nu te poți infecta cu astfel de coronavirus. Haideți în punct de, de, sănătate. Dacă nu te simți bine, dacă ți-e rău, nu vii la sală. Pentru că, cum vedeți, în afară de mine, soție, mai sunt decât doi clienți. Capacitatea sălii e aproape 300 de metri pătrați. Deci la, la uh, uh, 6 metri, când ne spuneau, mă, pune minim, mai mult de 20 de persoane pe oră. Eu nu așa, Până n-am de unde să am 20 pentru că eu am 100 de clienți pe, pe lună. Deci și dumneavoastră socoteala, unii vin marți, alții vin de trei ori, alții vin chiar de două ori pe săptămână. Deci registrul că noi îl avem la intrare, cu temperatură, cu tot, vedeți dumneavoastră mai mult de 50 de clienți nu am în 13-14 ore. Deci mai mult de 4-5 clienți pe oră nu pot să fie. Un studiu a demonstrat că șansele de infecții cu noul coronavirus la sala de fitness sunt minime. Acestea ar trebui să rămână deschise, pentru că prezintă un risc extrem de scăzut de infectare, comparativ cu alte locuri frecventate des de oameni.